jur. Bro, eu nu știu, am câștigat 3 meciuri și trebuie să revenim în lumea noastră. Pe scurt, Brawl Stars 4. Noi cu Motan am apărut în joc și pentru a ieși trebuie să câștigăm 3 meciuri la rând. Auzi, bă, cum să ieșim din joc? Bro, sorry, trebuie să câștigăm aceste meciuri pentru a ieși din joc. Bă, nebunule, ai nebunit cu totul sau ce? Sorry, dacă nu câștigăm, vom rămâne în joc pe veci. Oh my god, hai atunci să încercăm. Motan s-a ales Shelly, eu pe Cole și am încercat să câștigăm primul nostru meci. Am intrat în meci, Motan deja a început să se lupte. Ursulică, tu la fratele meu l-am omorât. Au venit alții doi. Nu, pe Motan l-au zdrobit. I-am arătat ieșirea unui inamic, deoarece nu trebuie să-l omoare pe fratele mai mare. Am mers să vorbesc cu roboțelul. Oh my god, roboțelul se luptă, l-am ajutat pe roboțel din greșeală și roboțelul a fost omorât. Oh my god, pe Motan îl bate El Primo, l-am ajutat. El Primo a zburat acasă, a venit taicul lui roboțel. I-am tras vreo două, i-a venit maica să fac cât se poate. Au mers toți acasă. La sfârșit, au rămas doi camperi care au rămas pe viață în tufiș. Nice, am câștigat primul meci. Bă, asta a fost cel mai greu meci din viața mea. Asta ultima dată când vin la tine să te ajut cu ceva. Bro, sorry că nu te-am avertizat de la început că vom apărea în joc. Haide să facem al doilea meci. Ne-am rupt din loc să spargem cutiile. La cutiile noastre a venit o muscă, a reușit să fure power-up-ul și a început să fugă de mine. I-am tras vreo două, a venit împreună cu fratele său, a vrut să vorbească. Am mers să vorbesc, au zburat împreună acasă. Motan iarăși s-a băgat în luptă, a mers după Motan. Inamicul a fost omorât, roboțelul a venit la ajutor, Motan l-a omorât pe inamic și pe roboțel. Au venit alții doi inamici, unul a fugit de mine, dar El Primo iarăși s-a băgat la Motan. L-am omorât. Ursulica a început să fugă de noi. L-am ajuns, am început să vorbesc cu el, l-am omorât și iarăși la sfârșit doi camperi în tufiș. Au rămas și ei pe veci în tufiș. Nice, al doilea meci câștigat. Am câștigat împreună cu Motan al doilea meci pentru a întoarce PC-ul meu din lumea cealaltă. Ai mai rămas un meci, după vom apărea înapoi în lumea noastră. Și șterg acest joc prost, nu mai vreau să joc. Îmi este frică, dar dacă nu reușim să câștigăm acest meci... Bro, haide să ne gândim la bine, ești gata? Nu, stai, vreau la toaletă. Motan a plecat la toaletă, după 5 minute a apărut înapoi. Acum sunt gata. Atunci go! I-am spus Motanului să fie mai liniștit, s-a ajuns la tocăniță de carne, dintre care noi am ieșit câștigători. Motan a rămas să se lupte cu roboțelul, dar eu am mers după alcool, deoarece la carne trebuie un pic de vin. I-am luat alcoolul și am mers la Motan. Pe drum spre Motan l-am întâlnit pe roboțel, a dispărut, m-a atacat un inamic și s-a ascuns. Iarăși am găsit un tufiș viu, l-am omorât, Motan a revenit din iad. Am mers să-i căutăm pe inamici. Ei au ieșit în fața noastră, Motan i-a arătat shotgun-ul. Ei au dispărut. Al treilea meci câștigat. Nice. Am câștigat al treilea meci. Nu a fost atât de greu. Motan era foarte bucuros că ne vom reîntoarce în lumea noastră. Super! Acum vom ieși din joc. Da, super! Acum vom apărea în lumea noastră. Ați crezut că totul este atât de simplu? Acum o trebuie să simt ce înseamnă să mergeți pe mine! Ce, adică? Motanaș! M-am teleportat în lumea noastră. Nice, stai, PC-ul nu, în schimb am primit TV. Adică, stai, dar Motan unde? Nu s-a teleportat în lumea noastră, am luat telefonul. Oh my, Motan e în joc. Bă, Motan, cum să ies din joc? Bro, eu nu știu, am câștigat 3 meciuri și trebuie să revenim în lumea noastră. Dar cu PC-ul meu ce? Unde este? Nu! Pe scurt, Brawl Stars 4. Pentru partea 5, haide să adunăm 10.000 de like-uri. Miau.